Activistul Pavel Grigorciuc va sta următoarele 30 de zile într-una din celulele penitenciarului numărul 13 după ce magistrații au dictat arest pe numele acestuia. Grigorciuc este cercetat pentru huliganism după ce l-a agresat fizic pe procurorul Nicu Șendrea în data de 11 septembrie, aproape de Curtea de Apel Chișinău. Pe 11 septembrie, când s-a înscat conflictul, Grigorciuc a postat mai multe imagini acuzându-l pe Șendrea că de fapt el ar fi fost cel care a înscat conflictul încercând să-i fure telefonul mobil. În martie anul acesta, Pavel Grigorciuc a agresat verbal și fizic pe deputatul PDM, Sergiu Sârbu. Totul s-a întâmplat într-un local din Parcul Ștefan cel Mare din capitală. Agresiunea a avut loc în prezența colegilor deputatului, dar și a altor persoane care se aflau în local. În urma conflictului, Sergiu Sârbu a fost internat în spital cu vătămări corporale ușoare. Pentru acest fapt, Grigorciuc a fost plasat în arest la domiciliu, apoi eliberat.